Doamna Balint Elena Gabriel, domnul Bezerau Pietru, domnul Cojor Mihai Sorin, domnul Gărățanu Ioan, domnul Hergele Giu Samuel, domnul Neagu Nicolae Dan, doamna Ojoca Mirea, doamna Cristuță Tanta, domnul Rafaela Adrian, domnul Rafaela Ciprian, doamna Vântul Lidia. Putem începe ședința. Supunem la vot procesul verbal ședinței din 30 decembrie 2021. Cine este pentru, cine este potrivă, cine se abține, unanimitate. Dăm cuvântul doamnei primar să punem la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este cea care ați primit-o prin convocator. Nu am de suplimentat cu niciun proiect de ordine de zi. Cu niciun proiect de hotărâre. Să punem la vot ordinea de zi. Unanimitate. Invităm pe domnul consilier Gălățanu Ionel să conducă lucrările ședinței. Mulțumesc pentru. Trecem la ordinea de zi. Dacă aveți la început cineva să spuneți ceva în legătură cu ordinea de zi. Nu sunt întrebări, trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna februarie, martie și aprilie 2020. Inițiatorul proiectului este doamna primarul Joca Adriana. Îi dăm cuvântul. Așa cum știți și dumneavoastră, președinte de ședință este numit în ordine alfabetică, urma Hergele Giu, dar domnul Neagu, deci făcuse în locul domnului Gălățeanu sau cum era? Nu, făcut. Normal, normal, legal ar fi conform codului fiscal să supunem noi. A luat-o așa, am luat-o noi ca consilier. Totdeauna codul fiscal spune că să propunem noi să alegem între noi. Dar dumneavoastră ați luat de la început inițiativa asta. Neagu a fost președinte de ședință, dar nu a fost numai o lună, care i-am făcut, că am spus și atunci de... Nu, a fost o ședință, n-a fost trei luni. A fost două luni, a fost două luni. Două ședințe au fost două luni. Da, la o ședință au lipsit. La o ședință care am spus și eu, că asta, uite, vă ajut. Da, dar au lipsit că nu au putut ce-am ajunge. Dar au fost prezent online. Dar el era nominalizat ca președinte de ședință au fost. Poftiți? El făcea parte din nominalizarea aia de președinte de ședință, dar nu a putut ajunge la ședință. Da, și am... Și a spus dumneavoastră. Am fost ales eu. Da. Deci, domnul Hergele Giu Samuel e propus. N-ar fi corect să fie propus de dumneavoastră, dar hai să admit, eu așa spun la vot. Dar de ce nu face dumneavoastră proiectul de hotărâre, domnul Gălățan? Nu, sunteți liniți să faceți proiecte de hotărâre. Am mai spus-o și o singură dată ați venit la începutul mandatului, o singură dată ați venit că și-ați lăsat că să propunem noi. O singură dată. Ce era dacă era de asta și noi știam ca consilieri? Domnul primar, dumneavoastră, eu cred că uitați sau nu vreți. Nu vreți, clar. Nu uitați, că țineți minte lucruri foarte vechi, deci nu vreți. Dar dumneavoastră, la începutul mandatului, dumneavoastră, când spun, nu mă refer la Gălățanu Ionel, la toți consilierii, așa ați hotărât. Să rămână în ordine alfabetică, fiecare cum îi vine rândul, nu? Da, doamna primară, nu cer scuze dacă dumneavoastră ați înțeles greșit. Dar nu este vorba că trebuie să vă cereți scuze. Problema este că dacă ați hotărât să vină în ordine alfabetică, vedeți dumneavoastră că ați înțelegi greșit, eu am venit de exemplu ca să nu mai fi propus de dumneavoastră, să fie, noi știm și noi, consilierii între noi, că nu suntem puncte, că eu normal eram conștient că astăzi trebuia să-l numim, să propunem pe cineva. Și eu îl propuneam eu, Psami, dacă... Da, și proiectul trebuie, de hotărâre, deci de ce nu-l faceți dumneavoastră? Adică? Dumneavoastră vineți cu proiectul de hotărâre, da. Iar noi veneam cu propunerea. Eu propun că eu fac proiectul de hotărâre. Am înțeles, gata. Dumneavoastră o să propuneți când faceți proiect de hotărâre. Da. Da? Eu nu pot să fac un proiect de hotărâre și să propun puncte. Supunem la vot propunerea de președinte pentru următoarele 3 luni zile. Cine este pentru? Cine poate mai spune că toată lumea. Mă știu de hotărâre. Da? Da. Mă știu mult, toți. Trecem la ordinea de zi. Numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Inițiatorul proiectului este doamna primarul Joc Adriana. Îi dăm cuvântul să-i aduc la cuvânt. Ați primit în material de dumneavoastră strategia anuală de achiziții și tot în mapă, cred, ați primit un extras din lege. Având în vedere discuția de anul trecut, în care domnul Gălățanu ne spunea cum să aprobăm un plan de achiziții dacă nu avem bugetul.
Tocmai în, pentru a evita astfel de discuții, v-am pus în mapă un extras din lege, unde scrie foarte clar strategia și planul se fac înainte de aprobarea cifrelor de buget, se modifică odată cu cifrele de buget sau de câte ori este nevoie. Dar obligația noastră este conform articolului, nu mai știu acum, dar dumneavoastră eu v-am extras exact din lege. Articolul 2. Așa. Ca noi să o întocmim. Da, am citit asta, am luat la cunoștință. Cred că fiecare o aveți în mapă. Dacă aveți ceva discuții, pe marge. Deci asta nu va rămâne mai mult, ca sigur, nu așa, că cifrele de buget sunt sau vor fi să știi, așa cum le știm. Să știi cifrele de buget? Nu. Noi am pus veniturile noastre, care sperăm că le vom colecta și atât. Așteptăm sumele. Dacă nu sunt discuții, spune la... Dar acum dumneavoastră știți ceva în legătură cu bugetul? Nu știu. Dumneavoastră mai aveți informații de-astea? Chiar nu știu, nu serios. Dar cred. Supune la vot. Cine este pentru? 10 pentru. Eu mă abțin. Trecem la ordinea de zi numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului de acțiune și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiari de ajutor social pe anul 2022. Inițiator, doamna primar, Bojoc Adriana, dăm cuvântul. Da, deci după cum știți, în fiecare an aprobăm acest plan de activități care vor fi desfășurate de către cei ce sunt la 460, beneficiarii de ajutor social. Planul este același, pentru că nu sunt alte lucrări în alt an. L-ați citit, poate, dacă aveți întrebări. Dau cuvântul oficiului primar. La vedem să le aduce ceva bunătățiri pentru... Doamne, e același ăsta, lucrările care sunt la mare se efectuează, pentru beneficiari. Sunt 37 în total, cu 23 cu obligații de muncă. Pe raza comunii. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Proiectul de hotărâri de pe ordinea 3, nu? Da, asta cu asistența socială. Cine este pentru? 10. Pentru? Eu mă abțin. Trecem la proiect de hotărâre la numărul 4, nu? Da, asta e. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de management administrativ financiar ce se va încheia între Primăria Comunului Odobești și Directoarea Unității de Învățământ Preuniversitar din Comuna Odobești, precum și aprobarea indicatorului de performanță anexă a contractului de management administrativ financiar. Inițiator, doamna primar. O joc Adriana, îi dăm cuvântul. Da, în urma examenului pentru ocuparea postului de director, la cei care au directori, am primit o adresă de la Inspectoratul Școlar Județean. O să o dau citire. Vă trimitem în primul atașament adresa noastră a Inspectoratului Școlar privind numirea prin concurs a directorilor unităților de învățământ din județul Bacău. De asemenea, vă anexăm modelul de contract de management administrativ financiar ce trebuie încheiat cu directorul numit în baza articolului 247 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, anexul la ordinul Ministrului Educației. Ne trimite modelul de contract, care l-aveți și dumneavoastră, nu este un contract, management administrativ financiar. Și la sfârșit,
indicatorii de performanță care ar trebuiască ca doamna director, conform la acestui contract, să îi ducă la îndeplinire. Dacă nu i-a citit, eu pot să vi citesc indicatorii de performanță, contractul este un contract. Îl aveți. Îl avem pe WhatsApp, nu l-avem scris. Da, bă, îl putem printa dacă nu aveți imprimantă. Și-l doriți. Dacă are cineva imprimantă acasă, l-are. Cine îl dorește, să știți că poate să-i imprimi. Să-i imprimi. Da? Deci, pe marginea acestui proiect, dacă sunt discuții sau întrebări. Atâta de clar, nu avem probleme. Foarte frumos, e bine. Eu nu mai pun întrebări, că... Nu sunt întrebări de loc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 10. Pentru, eu m-am ținut. Trece la ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmăriri și verificare a măsurilor dispuse de decizia Camerei de Conturi Bacău numărul 26 sau 26? 26, nu? 26. 26 pe 1 din 5-a 2022. Inițiator, doamna primarul Joc Adriana. Dau cuvântul. La controlul de la Curtea de Conturi din 2019 am avut un raport cu măsuri. Am avut în decembrie control pe acele măsuri. Pentru cele care n-au fost duse la îndeplinire s-a dat un termen până pe data de... S-a avut control acum pe 5-a 2022. Domnul Gălățanu, deci pe 10-10 controlul l-am avut nu acum. Da, dar e adresa pe care se mitim. A, primit adresa? Da. Eu... Și dorești? Adresa. Nici, am trimis-o și dumneavoastră mi-a trimis-o înapoi, de ce? Ce se trebuie? Prin WhatsApp mi-a trimis adresa înapoi. Din greșeală. Din greșeală. M-am gândit că poate am așteptat și întrebări să mai îmi pune. Am încercat să le deschid și celălalt de viață. Nu trebuie scoasă din imprimantă. Încercate. Da, uitat-o. Nu s-a pus o de asta nici n-am debutat, deci eu n-am citit. Dar nu mai merge nici a pierdut. Da? Nu mai merge? Nu mai merge. Data trecută nu l-am sunat. Da, de ce? Păi că nu mergea. E blocat. Bineînțeles că noi avem termen, deci pentru ducerea la îndeplinire până pe data de 10.04. Dumneavoastră, dacă ați citit raportul, dacă nu, eu pot să vă citesc măsurile care trebuie duse la îndeplinire, că sunt puține și nu știu dacă pot să mă exprim așa, nu sunt situații financiare. Dar care dintre consilieri era prevăzut la Curtea de Conturi? Domnul Florea, domnul Bușcașu, da. Care n-au vrut în nicio formă să dea bani. Cine a mai fost, o plătit. Și-o plătit pe contră. Ei, domnul Bușcașu, zic că era în spital și nu... Trebuie să dea bani, o constatat Curtea de Conturi că trebuie să dea bani înapoi? Da, da. Când a venit la ședință? Da. Și că a primit bani, iar el era absent. Păi și să vă spun ce este lui vina lui. Nu știu acum eu fi vina. Absență nemotivat. Nu, dacă eu nu viu azi la ședință și tu mă plătești, tu mă plătești? Da. Nu, eu azi nu viu la ședință și tu mă plătești și nici vinovat eu? Eu ți iau bani. Cine te plătești? Deci dumneavoastră nu trebuie să iei bani. De ce? Pentru că nu erau cinstiți. Domnul... Da, mă rog, nici nu mai contează. Dar nu trebuie să mai intrăm în detalii. Domnul Gărățanu știe prea bine. Nu, așa este, corect. Nu i-au hotărât așa. Nu, eu am hotărât doamna contabilă, pentru că vă dați seama... Dar dacă e nevasta cu sare? Băi, dar cum e nevasta pentru... Normal, de ce spuneți? Dacă ne-ai fost primar... Eu n-am zis că... Auzi că ne-ai fost primar, cum s-o știa cu greșeala? Cine i-a pus prezent, domnul secretar? Acum ca să o spun aici. Asta nu i-a zis. Tu ai sărit pentru doamna... N-ați înțeles, domnul Gărățanu. Nu era prezent. Dar cine era secretar atunci? Păi nu era prezent. Păi nu, dar cine l-a pus prezent la contabilitate? Că nu era, de asta nu l-a pus prezent. Păi și dacă contabilitatea de vinovăță acolo, pe mine contabilitatea, dacă vede că eu nu mă fac la raport, nu-mi dă numai jumătate? Corect. Păi ce vor din... Păi și atunci cine o greșește? Primarul și contabilul. Nu, de primarul, dar ce... Păi dar cum, contabilul i-a scos bani și primarul a aprobat. Prezența, prezența... Asta, păi era cu lipsă prezența.
Era corect. De asta au găsit curtea de culturi, lipsa în vetrii. Acum nu știam care e. Au verificat vetriile. Da, deci am hotărât cu doamna contabilă în fiecare lună asta și măsura am luat-o și am spus-o și la doamna. În fiecare lună eu o să dau 30 de lei, dumne ei 30 de lei. Dar câte, câte-i tot asta? Rău... 600 și ceva de lei pe persoană. Așa puteam să vinem și noi solidar cu... Nu-i nevoie, nu-i nevoie, nu-i nevoie. E greșeala noastră, ne-am însușit-o. Deci vină, vina era a mea. Ești de acord? Sau a dumitale. Ești de acord cu mine? Da. Adică dacă eu știu că n-am fost, la cine am însușit banii aia? Acum, haideți ce sunteți să vorbim. De câte ori asta, iei banii și la... Eu semnez la două luni și la trei luni și eu bani. La ce? La bani când mă duc jos. La mine e un caz mai special de zi. Vorbim că eu nu iau bani, eu iau... Pentru că nu te duci, dar toată lumea se duce în fiecare lună. Și dacă, adică, și dacă eu s-o duc tot la fel ca și mine și poate eu și uitat. Da, și ei nu. Problema, domnul Dămățanu nu era consilier. Și acum ca să spun... Adică eu nu cred că uitat domnul Pușcaș. Adică domnul Pușcaș nu uita nimica. Ai adus aminte de pe timpul meu, ai adus aminte că să-l luași de pe timpul meu. A fost o înțelege, poate a fost... Dacă o mie să înțelege, atunci nu putea să-l chemi să semneze? Domnul Gălățanu, ce vorbim, dacă hai să vă spunem lucrurile pe... Domnule, oprește-te, păi nu știi despre ce-i vorba. Păi nu știu despre ce-i vorba, dar văd cum acuză... Păi nu știți, asta nu-i bine să mai vorbiți, că nu știți. Când era să nasă înțelegere, era înțelegere și atunci la început a fost înțelegere și pe urmă domnul Cojoc a zis nu. Cine vine? Bă, da, eu când am văzut deședință. Cine vine, vine, cine nu, nu. Și s-a terminat. Înțelegerea. Asta a fost. Se pare și corect. Ai, asta este. Și după aia a fost lumea corectă. Eram președinte de ședință și având în vedere că se câteva divergențe, am zis că să... Nu să fie corect. Ca să înțelegi. Nu am luat nici bani. Nu fusese tu, nu fusese da, nici altul. Și tu erai dintre ei, dar nu am luat bani. Adică eu n-am luat bani. Da. Deci ai fost corect. Da, nu, mai sunt întrebări, dacă din lălăi așa, din lălăi până bun. Deci eu am văzut acolo, gata. Îmi cer scuze, poate. Dar nu trebuie, dar noi știm că sunt anumite lucruri pe care nu aveți o să le știți. Pe... Motivat, domnul Florea, motivație, care a dat bac, care trebuie la bac, da. Pe acolo. Ce este și corect acum, de exemplu, dacă vrem așa, și conform legii, de exemplu, dacă eu mă învoiesc, mă învoiesc și am o treabă și într-adevăr da. Suntem de acord, dar nu să fie în mod repetat. Să nu fii plătit. Ești învoie, dar nu ești plătit. Dar nu trebuie să fii plătit. Deci, da, special, acum, acum ca să vă spun dumneavoastră, dați-mi și mie o informație. Așa, da. Eu sunt angajat la primăria Oldobești și mă învoiesc dumneavoastră și în ziua aia nu mă plătiți? Nu. Aia. Avela, nu, domnule. Când e în voie, nu-ți plătești? Nu. Dar, în schimb, poți să faci o zi duminică să vii da. La servici. Asta cu decine, domnul ducător. Bine. Mai sunt întrebări? Domnul, am glumit, n-am glumit cu duminica, dar dacă e situații de urgență. Păi eu nu știu de asta. Stai noaptea la telefon. Și dacă Florea poate au făcut pentru cum. Dar nu se compară. Păi Florea salariatul e salariat. Nu, dar Florea au făcut niște activități, am înțeles, prin comun, prin mandatul. Da? Eu ce am auzit? Niște activități care au făcut pentru folosul comunității. Ca virgulă consilier. Ca virgulă consilier. Și puteai să-l luați în seamă. Nu. Dar noi l-am luat, de contul. Ei fac și vor, dar știi, credine. Noi l-am luat în seamă. Ei propun și... Mai sunt întrebări, eu le experiență și... Oricum ești președinte. Dar lucru, la ședința următoare ți-am spus că nu scot un cuvânt. Vezi că șapă. De ce? Păi n-am zis că ai zis, vedeți dacă m-am ținut. Dar atunci ce mai zic oamenii? Ce mai zic oamenii că numai la mitale vorbești în ședință și alții nu? Păi nu mai vorbesc. Dacă nu mai vorbești, ce zic oamenii după aia? Păi eu știu ce zic, nu știu ce zic, nici așa, nu știu ce așa. Sperile, că mai faci și un sperie de glumă. Da, corect, dar eu nu suntem chiar o-l iau. Ăia în Parlament se bat, dar păi noi aici, noi suntem o mână de oameni. Bă, dacă văd că într-adevăr te urmează la mine, plec acasă și la revedere. Ce-a zis? Ce-a zis? Scurt, mă ridic, dacă văd că te răstești la mine și asta, ca să evit toate. Dar cine se răstește? Da, mă răstește. Da, mă plec și te las vorbești. Da, n-avem nici nimic. Dar haide să trecem la ordine. Dumneavoastră trebuie să mai înțelegeți. Și pe cei care au o vârstă, care nu mai aud o ureche și aia vorbesc mai tare de obicei. Dar nu înseamnă că se răspiesc la ceva. Ce ușor li model. Dar eu știu că vă periați așa, dar vă rog frumos... Deci mă asemănați amândoi acolo. Vă rog frumos să nu mă periați așa. Dar eu nu mă periați. Că mă periați cu o sârmă de sârmă și mă ustură.
mă doare la... Și văd că mai dă și sângele. Și că văd de sângele, normal, reacționez. Deja au început să apante. Ia uite, ia uite. Uite, nașul dacă l-am văzut. Dar acum v-ați inversat, nașul nu nașul nu, zis, ele, un europarlamentar, o să de azi minaș. De atunci am fost oficial. Politic. Păi, politic de politic? Da, na, ce asta sunt toarci o dată. Să nu le iau, gurea, sunt toarci o dată. Cum am plecat eu de la acolo, trebuie să presum. Invers, nu? Unii. De la PNL, cum am plecat? Ai, dar cum ai plecat? Cu ștul în fund, nu? Da. Și ți-l-o dat ștul ăla, hai, că eu iau eu. Domnia voastră, cu domnul Cocarcea și cu toată gașca. Da, bă, da. E scumpă. Vă rog frumos să trecem la ordinea de zi. Că ați aprobat proiectul. Păi nu, păi nu. Noi avem asta, proiectul ăsta, numărul. Asta să, bă, că nu sunt discuții, s-au dus, în altă parte, în alte direcții discuțiile. Domnul Cojo să râde. Nu, no, mulți din buze, nu vedeți dumneavoastră, da? Da, mulți din buze. Să vă sucă buzele cu masca. Da, da, da. Păi da, da, să ne aducă și o patru minerală. N-am motiv să râd. Nu avem aici așa. Imediat la diverse. La protocol. A, păi nu, ca la diverse. După aia ziceți că mintuiesc consiliere. Cu apă da, minerală. Da, da, da. Doamne, noi aprobăm bugetul. Aprobăm bugetul și iar... Păi și ați aprobat, n-ați aprobat banica azi. Nu, nu am aprobat. Am aprobat prima... Dumneavoastră. Păi dacă nu am și procesul verbal... Eu țin la votul dumneavoastră, sunt foarte atentă. Da. Cum ați dat la sărbători, am înțeles câte o șampanie, cred că mi-a iertat și consiliere câte o șampanie. Acum eu o să vă spun, eu am apas. Mulțumesc Dumnezeu să le pot să-l iau pe necare. Dar mă gândiați pentru ăștia la 10. Trebuia să aduc și 10. Una, vedeți că eu nu votez. Aduceți una. Dar deci erau proiecte care nu trebuiau aprobate la... Nu, 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 așa era gestul. Așa era frumos, gestul care l-ați făcut. Ei, dar eu mă rezerv pentru că nu o să fiu dumneavoastră pentru prima și o consilier. Da. Supunem la vot proiectul de hotărâre ăsta cu numărul 5, cu decizia Camerei de Conturi, dacă numărul 26 din... 5. Per 1 din 5-1-2022. Mă ajut, bravo, mulțumesc. Cine este pentru? 10, domnul secretar, eu mă abțin. Deci frumos. Dacă vreți asta, pot să aduc și o opinie separată scrisă de ce m-am abținut la vot. Scrisă-vă, domnul. Nu ai dat verbal că... Trecem la ordinea de zi, la numărul 6, întrebări, interpretări și răspunsuri. Alte probleme din comun. Vă rog frumos să... Vă scris la cuvânt. Totul e în ordine, totul e perfect. Domnul Ciprian a zis de pământul și ala, vă mai duceți la tata, am văzut că nu-i luat nici acum, tot. Acum și simt mai dacă se prea. A fost luat jumătate, este luat. Jumătate, da, da. Așa este, da, așa este. Da, jumătate, da. Așa este, din, și nu, stați, spune. A venit zapada, a venit în gheață, nu am mai putut. O să dăm să dezgheță. Da, era și când era, da. A venit curățenia din primăvară, sperăm să fie ca lumea. Vă încurcă. Hă? Vă încurcă. Ce bă? Pământul, sau ce e pământul? Cum o să am văzut acolo că a ridicat o problemă, domnul consilier, nu era în ședință, a ridicat o problemă de ridicare a pământului, cât la chiar aproape. Curăță șanțul. O curăță șanțul. Curățăt, da, romic. Romic, 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 da, cine? Romic l-o curăță. Nu, dar cine să-l ia? Dar l-o lua jumătate. A, l-o lua jumătate. Mă gândeam că noi n-avem nici viceprimar în comună, n-avem nici angajați. Dar cum ai n-avem trei viceprimari? Ce spui? Trei vice avem? Trei, măi, cine ai, mă, tu nu știi? Da, dar știți cum unul dintre ei m-a făcut prost? Păi nu, dacă... Păi am întrebat ce caută cu domnul viceprimar? Dacă te-o făcut prost, nu te-o făcut. Ți-o zis atâta, dar dacă ți-o zis că ești prost, sincer, acum asta să răspund eu, trebuia să-l întreb, are studii undeva, poate de ea decizia asta? Păi nu. L-am întrebat, că era cu domnul viceprimar. L-am întrebat ce face, care-i serviciul lui. Eu știu ce zice. Zi de zi, da? Zice că prostul moare de grijă altuia și când le de drum lung. Dacă vi se pare ceva normal. La 3 pleacă la Bacău. Domnul Benoni Crețu. Păi dar nu mai așa... În fiecare zi. Vreau un raport de activitate, domnul viceprimar. Zi de zi, 8 cu 4, 8 cu 16. Și pentru dumneavoastră și pentru el. Să veniți în ședința de data următoare să-l prezentați. Propuneți. Propuneți. Bravo. Bravo, domnule. Mi-a zis și mie, domnul Crețu, să... Să vă aduc la cunoștință, să mai aveți ceva cu el, de exemplu, dar nu știu. A, voi și dumneavoastră să nu mai aveți ceva cu el? O să ai ceva cu el personal. N-am nimic personal, Doamne ferește, chiar nici nu... Asta era singura problemă, să am treabă cu Benoni Crețu.
sau cu vreunul din angajați. N-am făcut pe niciunul prost, n-am făcut pe niciunul... Dar nu poți să faci pe cineva prost. Dacă nu i-am zis că sunt prost, trebuie să-mi zici. Prost, mă fac mama. Totuși, na. Așa că... Dacă mai sunt întrebări, vă rog frumos să spuneți întrebări. Vă comiteți, eu nu pun nicio întrebare. Ei iau decizii în... La sare când e președinte, vreau să-i pun trei rog de zile, nicio întrebare. Bă, viu la... fac și-o online. Exact. Poți să fac online? Da. Da. Încă suntem în situație de crize. Poftim? Încă avem COVID în țară, nu pleca. Fie să veniți. Da, doamna primar, vă rog frumos să-mi aduci la oteanscă în punct de asta. Dar ce am înțeles că este o micro foarte mult spune în Odovești, în comună Odovești. Nu, aveți voi informații? Nu, am primit 3, așa că nu... Deci, trei? Dacă nu primim situația de la direcția... Deci oficial sunt 3. Neoficial, multă lume este legit. Deci dacă nu primim situația de la direcția de sănătate publică, noi nu putem să ne exprimăm că omul e bolnav de COVID. Știți ce am auzit? Dacă de asta vă spun, că a fost o cumătrie la distanțele este. O cumătrie? Da. Așa. Și ce sunt bună de tot. Cine da. Vă zis? S-a angajată dumneavoastră? Da, te rog frumos să te înscrii la cuvânt, doamna consilieră. Da. Văd că numai să ai când... Nu mi-a zis, s-a angajat. Cine știți, știți și nimeni mi-a zis? Ca să spun ce spun, Vierașul mi-a zis. Așa, da, acum ca să spun, ce nici nu mi-a zis, că și copilul, eu la mic, l-a dus la spital, că e de la asta. Dar nu mi-a zis angajat, acum, să știți că dacă vreți să vă răspunzi corect, asta, vă câte agiți degeaba, deci, că dacă te-au... Ia uite, vezi că ești îngălțată pe dos. De. Ia uite la încălțatul ăsta, da, după aia să vorbești. Domnul Gălățar, nu mai că mă, nu cred că ar fi fazul. Cine mi-a zis, dar să știți că eu n-am nicio angajată, doamna consilieră, o jucă. Păi dacă se spune angajat, eu nu sunt angajată sau nu am angajat, cum sunteți dumneavoastră angajată la societatea care sunteți angajată. Eu n-am nicio societate. Da, la ea au pornit-o. Dar n-am angajată. Ca să, și nu-i niciunul confirmat. Să fie clar că eu n-am nicio angajat în comun. Bun, deci ca să lămurim lucrurile, noi nu putem să spunem că avem sau nu avem infestați cu COVID, cât dacă sunt confirmați prin... doctorul de familie, care iau și ei acum, am înțeles... Vă mai anunță ăștia de la DSP. Da, ne trimit zilnic. Ah, asta, așa vei. Normal, m-am luat adică, ce vorbește în afara primăriei și vorbește, dacă dumneavoastră ne veniți cu informații și ne dați cu... Dar, domnul Gălățanu, cred că toată lumea e răcită. Dacă stăm așa, ne uităm și la dacă nu uităm, vorbești. Este răcită, într-adevăr. Dar atâta timp cât nu este confirmat, nu-și face un test, n-are, că el zice, da, știi cum, domnul Găș, știi cum? Sunt testele... Dumneavoastră sunteți, sau eu sunt răcit. Da. Și eu vă zic, domnul, te-am răcit, nu știu ce. Ăsta are COVID. Păi acum... Nu, dar stați așa, dar stați așa, păi da, la nivel. Omul care aude, interpretează, bă, ăsta e COVID-at, cum zic ei acum. Dar până nu am un test oficial sau dacă nu confirmă prin direcția de sănătate publică, deci noi nu putem să... Că se raportează la primărie, se raportează la medicul de familie? Doamna Camelia, o joc, că văd că ești așa agitat. De ce nu vă agitați să propuneți? Că am văzut că în campania electorală a fost să lățească domnul Atisa. Deci, că este posibilitate că am văzut că lucrați la... Eu chiar am vrut să vorbesc cu patronul meu, să-ți dea cât a costat o metru în foc. Sincer, acum, de exemplu, mă gândesc că dacă vine asfaltarea la Florin, să-i fac calcul de acum cât costă. Că o să fac sâmb, normal. Și scuza, mai ales cum a luat eu, ceva bun, ceva frumos, și s-o lățit șoseaua, poate să vină mai asta cu comuna, vii cu un proiect orice am ales, că sunteți majoritari. Venim și noi, susțin chestia asta, veniți cu propunere, că asta măcar să facă picol la Vierașul, la Valea, unde s-o tăie din asfalt. Era, ziceați că e îngust, acum l-au mai tăiat, e mai lat acum că l-o tăie. Nu la Vierașul, la ăsta, Boris, la Valea, la Abă. S-o tăie din asfalt. De ce nu veniți? Vă văd cu inițiativă, că am văzut că ți-ai numai când nu trebuie. Dar vă vine cu o inițiativă, doamna consilieră. Da, când vine cu așa ceva, trebuie să vii și cu finanțări. Domnul președinte, de ședință, atât ați judecat-o astăzi și ziua ei din naștere. Da. Nu o să-i spuneți la mulți ani. Ce știu de la mulți ani? Ați terminat-o astăzi. La mulți ani, doamna consilieră. Doamna consilieră, la mulți ani, multă sănătate. Un an de zile nu i-a zis nimic. Nu, dar ia o să... Nu e normal ca să consideri să retoric spun și eu chestia asta, că o sărit cu... Păi e normal dacă știa că e ziua ei din naștere... Nimeni mai zice nimic. Dar nici ea nu a spus nimica.
Dar nu e, dar acum cinstit, nu a spus. A spus că nu e adevărat. O spus și nu a spus, a spus tare. Deci informația... Nu, a zis, pe mine m-a deranjat când a zis că angajata mea. Eu n-am nicio angajat oamenii. Adică la magazinul. Dar nu știi toată lumea că e magazinul, familie acolo și Dumnezeu acum. La magazinul. Ce magazinul, familie? Dar cu imagine doar. Domnul meu, de exemplu, stai o chestie. Când o să sari băiatul votat, de exemplu, cu spune chestii, se gheață pare. Dar cu imagine ăla. El, Cristea Gălățanu, Florin Șoancuță. Și poftim? Cine e persoana respectivă? Cristea Gălăța. Dar spune cineva că e magazinul Sandor, nu știi toată lumea că e magazinul Gălățanu. Domnul meu, este o tărâri, este o tărâri judecătorească din 2004. E adevărat, domnule. Eu am înțeles că 2004, deci nu mai este... Nu, dar dacă o zis, nu greșit, cred că. Eu știi că e magazinul Gălățanu. Domnul Gălățanu, dar dacă întrebați unul, întrebați unul magazinul lui Sandor, dacă știi vă unul, în afară de Odobier. Știi că sunt vreau așa? Nu se vede. Când nu sunteți acolo, până la cazată pe dosi distanță, știți-o. Când aveți nicio treabă în firma. Eu am văzut chestia asta când i-a zis Lumielin de cineva. Da. Și Lumielin s-a uitat să vadă dacă e încălțat vidul. Și așa, lăsați. Ala, eu vorbă politică. A văzut? Eu vorbă politică. Eu vorbă politică. A văzut? Atunci e tari de gură. Ea cred că merită o făcută de gara gață. Ne-au făcut-o, nu e adevărat, nu uite atunci o zi, nu-i poate vă mai cine. Am zis vreau să vin, domnule. Ați medicat la mine la stări și ăștia bun. Am înțeles că vreau să vin, vândă și el. Dacă mai sunt întrebări, chiar trecem la altceva și să discută altceva, să duce altceva în comun. Suntem la oricum, suntem la interpelări. La diverse, da. Diverse. Deci, problema lumina de la Odobești. Au fost, deci o săptămână, două, înainte de, cred că, de Crăciun. Acum iar, din nou, ce se întâmplă? Dar vicine este, apa vicine ești vinovat. Poți să spui, să te superi pe mine, ți-a spus clar. Mă, nu știu dacă este vinovat sau umblă cineva direct acolo. Nu, mi-a zis el. A doua oară i-am zis, a doua oară, eu am avut discuții cu el, am să știi că am chiar putut discuții. Asta am venit odată la primărie și am zis la primărie. Și odată i-am zis, când a venit asta. Poate să iau un arac, nu trebuie să așteptăm la firmele astea, nu poate să dăm bani oamenilor. Nu, mă, cu arac eu pe sâmbi, să nu spun arac. Băi, arac, să ai lumină în sat. Băi, dacă nu, auzi, dacă nu te duci, dă-ți demisia și să ia talța. Nu-i corect, dar firească Dumnezeu. Dar v-ați luat odată când aveau cască în cap oameni. Poftim? Autorizați și v-ați luat de ei, că n-au cască în cap, acum dăm cu prăjurile. Ce, m-am luat chef de ei? Fratele dumneavoastră. Păi, dar stai... Și-a spus că da, aveai dreptate, că n-avea cască. Păi, dar acolo poate să întâmple un accident și s-a urcat pe stâlp, el nu se urcă pe stâlp, domnule. Fă o diferență. Mai rău faci, mai rău. Ferească Dumnezeu. Dar și-ai cască, și-ai cască de nu, eu n-am nimic împotriva, așa. Da, da, el nu i-a autorizat. Nu, da. Nu vedeți o problemă, o vedeți într-un fel și altă problemă de finanță. V-ați învățat cu lumină? V-ați învățat cu lumină? De asta sunteți supărați așa de tare? V-ați uitat când în mai, nu știu când, se făcea iluminatul public, era pe ore? Și cred că o să revină la cât e de scump. Că veniturile comunii nu crezi de nicăieri. Nu, doamne, dacă era pe oră, de exemplu, sunt ceasurile, puteți să puneți ceasurile, puteți să puneți ceasurile, de exemplu, într-adevăr, sunt ceasuri cu pornire și cu ori. Și într-adevăr, între ora de și din gusară și dimineața să aibă. Acum, ca să vă zic cinstit și corect timpul nopții, să știți că nu are nicio acces. Așa e, dar nu numai... Lumina nu a fost numai în Odobești, nu că, dacă era și la Tisa și era și la... Și oamenii spun, acum, să spun, știți ce spunea, de ce și luat? Ăștia mai bine, că după aia vine vara și noaptea mică și nu mai e problemă. Dar acum, dacă tot guvernul nostru... Sunteți conștient că lumina nu a fost întreruptă de noi. Deci lumina a fost cauza... Eu nu am spus. Să vă explic un pic. Sunt câțiva stângi pe zona asta, partea stângă, unde ne plăiem în zona acolo, care s-a plecat, îți lăsați. Și fiindu-i de la unul la altul s-au adunat. Când bate vântul un pic, ele fiind lăsate... Câte adrese? Trebuie făcut adrese la eu, ori? Să vină să facă... Și da, am făcut adrese... Câte adrese? De 6 ani ești, de 7 ani ești prin primul. Păi nu e, ci gata. Am făcut o rămadă, vreți câți-i spăcut? Păi ai făcut-o la eu, vreau. Păi, auzi, eu ți-o spun cestit. Normal, din postul ăla, eu n-aș spune niciunii. Eu trebuie să spun exact acum, ceva nu ai făcut. Acum, dacă... Dacă e nevoie să... Domnul Gălățan, domnul Gălățan, îmi permite să intervin că sunteți prezent. Da, domnul. Dacă vorbim de iluminatul public, eu cred că în ăștia 6 ani, de când eu sunt la al doilea mandat de consilier local, nu au fost probleme așa cum erau în mandatul
trecut, adică înainte de 2016. Dacă luăm în calcul că la Ciuturești ardeau numai cu patentul, aprindea seara și aveți oameni desemnați care mergeau și lua siguranța, punea siguranța, arunca patentul. Nu se compare cu iluminatul public de acum, care, sincer, nu au mai fost probleme. Doar la Odubești, că am înțeles că sunt ceva stâlpi care nu poate să-mi zic brăștina, cum spuneți noastră. Eu am fotografii la stâlpii care sunt sați. Ești rădica lumea. Dacă omul a mare acolo, spune că trebuie Gălățanu, știi? Auzi, ești plătit de... ești plătit ca lumea de ziua, ca să mă denigrez întotdeauna. Atât mă plătești, doamna, cât m-a plătit dumneavoastră. Nu, nu, nu. Dar vezi că nu, eu nu ți-ați, doamna, vezi? Doamne, uite, sunt... camera! Nu. Dă preluare la cameră, dacă am zis doamne. Am zis că ești plătit bine, de mă denigrez. Domnul președinte, eu sincer n-am auzit nimic, mă tot gândesc, oare ce ați vrut să-mi spuneți dumneavoastră că a făcut o laie? O laie? Sau adică o laie fără lână? Serios, dacă nu mi-a rămas așa, să repet în expresia asta. Oare ce-o fi vrut domnul Gălățan să spună prin expresia asta lui domnul... Știți? Online. Știți? Acum să vă spun o chestie. Nu am mai reținut realitate vă spun. Am un nepot și acolo mare și are și facultatea făcut și... Mie zicea Moș Andrei, de exemplu. Mă duceam întotdeauna cu buboane și era mic. Și el, ca să zic o prostie, zicea ciuciu și arăta și semn. Și zic, băi, Andrei, ce înseamnă ciuciu? Nimic. Și așa și ăla. Așa și aici. Ăla e nimic. Ăla e. Dacă mă întrebam mai dinainte, nu mă mai chinuiam asta. Dar mă chinu. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, eu personal îi urez la doamna consilieră și că e ziua ei astăzi, la mulți ani, multă sănătate, la întreaga familie. Puteți să-i urați și lui doamna Balint, că a fost și ziua ei pe 14. La mulți ani, doamna. Dar eu acum ca să vă spun ce este. Pe 14? Nu, 14. Nu mă uit la zilele robaste, nu mă uit. Da, la mulți ani și lui doamna, în calitate de președinte și în calitate de consilier local și în calitate de cetățean al Comunei Odubești. Și colegi partid. Da. Da. Păi, dar nu știi, eu nu mai este pe nimeni. Cu o făcut, cred că singur au fost în carciocul. Auzi, dar de ce? De ce acum tu o susții? întrebare, de ce o susții? De ce o susții tu acum? Eu luat oamenii lui. Eu luat oamenii mei. Nu a fost problema. Dar de ce? Nimeni de exemplu. Ceva este un semn de întrebări. Putea să spună, putea să spună domnul... Dar din niște că s-au împărțit întrebările noi. Suntem colegi. Corect. Păi da. Dar nu e un lucru rău. Care are dreptul discuții cu cetățenii? Să-ți le arătăm de acolo. Nu mai zic, nu mai zic să registrează. Nu mai zic, la pot să vă mai spun că, să știți că vă mulțumesc personal și numele, cred că, a primarului și a secretarului, că cum a decurs aceste 4 luni de zile care a fost eu președinte, vă rog frumos să mă iertați sau să mă scuzați dacă am avut ieșiri necontrolate sau ieșiri justificate, neconform ce vreați dumneavoastră să auziți de la mine și poate am spus și unele lucruri, să știți că le-am spus chiar cu adevăr și cu realitate, n-am nimica cu nimeni, n-am nimica de mi-am reproșa, nu am nimic. Să vă spun cinstit, mândru că mi-e prin comună, mă mândresc ce am făcut înainte, cu toate greșelile care le-am făcut. Mi-i însușesc, le iau ca atare. Și acum, ca să vă zic cinstit și corect, mi-l iau și pe alea care nu le-am făcut. Le duc, bă, departe, asta mi-i cruce. Am și o vârstă de acum, am o leacă să ies la pensie, dacă vrea Dumnezeu să fiu sănătos, asta, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și doamna primar și la secretar și la toți angajații din primar și la toți cetățenii, cum doresc toți. Și am spus-o și o spun și acum de față. Ce-mi doresc eu mie să vă dea Dumnezeu vouă și vă doresc vouă mie să vă dea tot Dumnezeu vouă, adică ce-mi doresc eu mie. Mai vorbiți așa ca și cum vă luați la remedie. Numai vine, nu s-au faci un ai. Ale trebuie să-și dă demisia din partid. Nu vorbești un politician așa niciodată. Nu, să știi, demisia ca să mi-o dau și mâine. Nu, dar vreau să zic un politician niciodată. Asta să știți că nu stau consilier pentru că am un interes sau ceva. Nu, stau consilier, vă spun sincer. Eu am zis altceva, mă, nu te înțeles altceva. Eu înțeleg, vezi? Așa și eu când zic foarte multe fraze și înțelegeți altceva. Vezi?
Pentru că un politician niciodată nu se scuză niciodată. Vedeți dumneavoastră. Plăduți că adio, PDL. Adio. Declară închisă ședința. Vă mulțumesc.